8 biserici din Iași vor primi bani în acest an de la primărie. Alocarea fondurilor către unitățile de cult a fost votată de către toți consilierii, cu excepția alesului independent Andrei Postolache, care s-a abținut. Aprobarea a fost dată însă abia după discuții intense, din care a reieșit că banii trebuie alocați pentru că nu este acum momentul ca municipalitatea să se pună rău cu biserica. Ca în fiecare an și în anul 2017, primăria a prins în buget bani pentru lucrări la biserici. Sumele au fost împărțite la ultima ședință a Consiliului Local către 8 unități de cult din municipiul Iași. Un consilier a vrut să afle exact despre ce este vorba, în condițiile în care proiectul avea două anexe, una vizând continuarea unor lucrări, iar alta realizarea de noi biserici. A aflat că fondurile vor merge către ambele tipuri de investiții și că vor fi oricum mai mici în comparație cu cererile venite de la respectivele unități de cult. Acelui Iași ales i s-a mai explicat că nu este acum momentul unui refuz la adresa bisericilor. Cred că România a ajuns într-o situație încât numai divergențe cu cultele nu mai avem nevoie. Am văzut un scandal foarte spumos la București între Primăria Generală a Capitalei și Episcopia Romano-Catolică de acolo. Eu cred că trebuie să încercăm să coalizăm toate aceste eforturi. Nimic nu este perfect. Nici noi nu am reușit de fiecare dată să punctăm, poate într-o manieră suficient, actul de recunoaștere pe care Biserica, Casa Regală, România în general are nevoie de recunoașterea noastră de fiecare dată pentru momentele importante din viața noastră istorică și poate și cea prezentă, dar nu e momentul să tensionăm niște lucruri care pot decurge într-o manieră foarte bună. Liberalii au anunțat că votează proiectul atâta timp cât este vorba de continuarea unor lucrări la biserici care sunt și monumente istorice. Ei au precizat însă că nu sunt de acord cu alocarea de fonduri pentru realizarea de noi construcții, aceasta fiind, în opinia lor, obligația bisericii. Vom vota acest proiect, dar nu dintr-o anumită teamă de a intra într-o situație conflictuală cu reprezentanții cultelor de la noi din țară. În momentul de față, suntem de acord că trebuie să păstrăm ceea ce este monument istoric, să-l valorificăm. Avem o tradiție și avem o istorie în acest sens și trebuie să ținem la aceste lucruri pentru că reprezintă și marca noastră a orașului nostru. Însă, dacă stăm să analizăm necesitățile care există în societatea noastră, cred că necesitățile se îndreaptă mai mult către nevoia de a construi creșe, grădinițe, spitale și biserici noi. De asta suntem de acord cu lucrările în continuare sau cele care țin de reabilitare, dar în ceea ce privește construcția de biserici noi, dacă biserica ortodoxă sau catolică consideră că au solicitări și au cerere în acest sens, o pot face din fonduri proprii. Poziția liberalilor a fost însă criticată de primar, care a afirmat că trebuie să recunoaștem cu toții meritele bisericii, indiferent de cultul pe care îl reprezintă. Edilul a mai spus că este nevoie și de lăcașuri de cult, pentru că multe dintre cele deja existente se dovedesc neîncăpătoare. Eu zic că nu este bine ca în condițiile în care ne dăm jos guvernele, ne sacrificăm conducătorii și ne ucidem intelectualii să începem să avem o astfel de atitudine și față de cult. În urma proiectului votat de consilieri, vor primi bani parohia Sfinții 40 de mucenici, Episcopia Romano-Catolică, Centrul Eparhial al Mitropoliei și parohiile Sfântul Spiridon, Sfântul Nectarie, Înălțarea Domnului, Sfântul Nicolae și Sfinții Constantin și Elena.